Așa e mama și a fost bunica. Așa suntem femei lângă femei. Părem nimic și nu însemnăm nimica. Doar niște ele ce slujesc pe ei. Ei neglijenți, iar ele foarte calme. Ei încurcând ce ele limpezesc. Ei numai tălpi și ele numai palme. Acesta e destinul femeiesc. Și în fond, ce fac femeile pe lume? Nimic măreț, nimic împunător. Schimbându-și după ei și drum și nume, pun lucrurile iar la lucrul lor. Cu atâția pași ce au făcut prin casă și pentru care plată nici nu cer, de-ar fi pornit pe o cale glorioasă, ar fi ajuns și dincolo de cer. Ei fac ce fac și tot ce fac se vede. Ba strică mult și ele îndreaptă tot. Și de aceea nimeni nu mai crede când cad, îmbătrânesc și nu mai pot. Așa e mama și a fost bunica și ca ele mâine eu voi fi. Ce facem noi femeile? Nimica. Decât curat și uneori copii. Suntem veriga firului de ață, în fiecare lanț făcut din doi. Ce greu cu noi, femeile în viață, dar și ce imposibil fără noi. E imposibil să trăim fără dumneavoastră, femeile. Sunteți frumoase, nu contează că sunteți mai tinere sau mai în vârste. Ne cerem iertare și îmi cer iertare în dimineața asta din partea tuturor bărbaților, că am uitat să mai aducem flori. Că am uitat că sunteți reginele noastre? Că am uitat că trebuie să vă purtăm ca pe o coroană cu cinste? Ne cerem scuze că de multe ori am fost dictatori în numele tuturor bărbaților? Că am uitat să ne rugăm pentru dumneavoastră? Că am crezut că vom ajunge în cer? Și să știți că nimic nu veți duce în cer decât familie. Nu știu dacă mă întâlnesc cu dumneavoastră în cer, deși îmi doresc din toată inima. Nu știu dacă mă întâlnesc cu papa de la Roma în cer, dar știți ce știu? Că în cer trebuie să fiu împreună cu soția mea și Dumnezeu să vă ajute să fiți împreună.